Trebuie să recunosc că am ajuns într-un loc al unui prieten, al unui om pe care l-ați cunoscut în urmă cu vreo de ani de zile. Îl știe mai toată țara pentru că are o mare pasiune, arde iuți, foarte iuți, foarte, foarte iuți. Este vorba de Adrian Orza, cel care a fost viceprimarul Timișoarei mulți ani de zile, care s-a mutat în afara orașului și a prins gustul pământului, a roadelor, s-a apucat de agricultura. Acum este undeva în spatele colegului meu, Olimpia Vuia, în spatele camerei. O să mă duc spre el și o să-l întreb direct și la obiect. De ce ai lăsat viața de oraș pentru, eu știu, pentru agricultură, pentru legume, pentru o muncă mult mai asiduă decât cele pe care le puteai face, vorba aia, în urbe, în Timișoara? Da, păi după ce am terminat cele trei mandate de viceprimar, am revenit, să zic așa, la rădăcini. Eram sub încă imperiul stresului meseriei și jobului de administrație și ușor, ușor mi-am amintit de copilărie, de natură, am redescoperit anotimpurile aici lângă Timișoara, la Șag, și e o chestie interesantă asta cu succesiunea anotimpurilor. În oraș nu mai observi foarte tare, cu cât e orașul mai... cu blocuri mai înalte și mai în centru, mai în mijloc. Și te închizi acolo în cutia de chibrituri, da. Și gata, da. Și am început să mă relaxez în grădină, să cumpăr niște semințe și așa mai departe. Apoi, împreună cu părul meu asociat, ne-am regăsit așa în pasiunea asta. Ne făceam pentru noi, pentru familia noastră, prieteni. Le mai și prelucram. Eu făceam dulceață de ardei iuți. Soția lui făcea o zacuscă bună. Și tot stăteam noi la cafea și am zis, mă, hai să, ce fain ar fi dacă. Da, dar e cam mare saltul. Și ușor, ușor, de la hobby, de la solariile lui din curte, într-o zi am plecat la Afir, la... Nu, după ce într-o seară ai văzut niște vești, nu? Că se dau proiecte și vin bani europeni. Da, saltul pare mare și e mare, într-adevăr, de la hobby la... De la o seară micuță la un... Mică fabricuță. Dar e cumva ce ne-am dorit și suntem pasionați. Repet, am început de la farmecul plantării semințelor și al rasadurilor și a descoperirii poeziei vieții, să spun, că dintr-o sămânță mică este așa o poveste interesantă. Uite, am găsit într-o seară pe net faptul că cei de la Fir finanțează genul ăsta de lanț integrat, adică și producere, și comercializare, și procesare. Și am plecat a doua zi dimineața, am bătut la ușă la Agenția de Finanțare din Mediul Rural, oameni extraordinari acolo, și am început nebunia depunerii proiectului, care a fost mai stresantă pentru mine personal decât 12 ani de administrație. Deci nebunia care ți-a dus multe virale. Eu cu 2 ani în urmă ți-am spus că o să fac chestia asta și au fost mulți care nu m-au crezut și mulți care au venit fie evaluatori de pe la bănci și am întrebat, a, n-am crezut totuși că o să faceți chestia asta. Nu, că spuneam, saltul e foarte mare, dar și firele de păr alb sunt mai multe după birocrația asta. Bine, eu am avantajul că îmi pică și unele îmi rămână barbă. Nu e singur, nu e singur. De obicei, în momentul în care intri să lucrezi pe fonduri europene, să faci un proiect, în momentul în care ajungi la capăt, ești pur și simplu terminat și nu mai vrei. Nu mai ai de gând să mai accesezi altă dată. Dar alții prind gustul. Bine, eu cumva am avut și șansa asta a faptului că am făcut parte din prima administrație care a prins scrierea de fonduri europene în România după integrarea noastră în Uniunea Europeană, și am lucrat și eu pe domeniile care le-am avut ca viceprimar la proiectele care le-am avut. Eu eram cu mediul, cu parcurile și așa mai departe, dar știam deja ce înseamnă să lucrez pe fonduri europene din punctul de vedere al unui administrator public, să zic așa. Și mi-a fost cumva mai ușor, adică știam succesiunea lucrurilor, știam succesiunea actelor care e nevoie să le ai și așa mai departe. Și parcă totuși a fost mai greu decât ți-ai închipuit. Și a fost greu. A fost greu pentru că noi încă, ca și stat, nu facilităm suficient de mult accesul fie a firmelor, fie a, chiar și autorităților locale la aceste sisteme europene de finanțare. Vezi și tu că se dau diverse rateuri și așa mai departe. Foarte multe, din păcate.
Și să revenim la proiectul propriu-zis. Un proiect de peste 2 milioane de euro, de care v-ați apucat acum vreo 3 ani de zile, împreună cu asociatul tău, cu Nelu, cel care a mai avut oarecum tangență cu cultivarea legumelor, la o scară mult mai mică. Tu și mai mică cu ardeii tăi. Apropo, renunți la ei? Nu, o să-i punem în solar unde am filmat noi doi. Aha, în urmă cu 2 ani și o să fie mai mulți decât am avut până acum. A, să înțeleg că primăvara asta mai ajungem și pe acolo. Da, o să-i plantăm acum zilele următoare, o să plantăm rotaturile speciale. Ce înseamnă un proiect de o asemenea anvergură pentru un om care n-a mai făcut așa ceva până acum? Păi, agricultură, să zic, am făcut la bunici, la sat, pe malul Carașului și ajutam la muncile. La prășit. Trebuie să spun asta. Eu personal, am pornit încă de când eram viceprimar cu ideea asta a produselor locale. Făcusem atunci niște măsurători la ce se găsea în supermarket și erau niște depășiri foarte mari de diverse substanțe care n-au ce căuta acolo în ele. Și am avut o întâlnire cu conducerea supermarketilor, cu DSP-ul și am zis hai să facem cumva să sprijinim producătorii locali ai noștri, să-i facem să ajungă în rafturi și așa mai departe. Și asta se întâmpla în 2011. Dar am fost pasionat de asta și cred ca om și ca om care am lucrat în administrație și încă mai lucrez aici la Șave în administrație, că șansa, una din șansele noastre ale României este să folosim potențialul ăsta al pământului pe care îl avem și să ne dezvoltăm, să nu mai depindem de importuri și de toate lucrurile astea care cumva finanțează indirect forța de lucru și economia altor țări. Sună foarte frumos teoretic. Nu, din păcate, asta e o demonstrație că putem face și noi. Din păcate, prea puține demonstrații de acest gen. Dar nu lucrăm în acest proiect decât pe noi bio. Noi vrem bio, am ținut neapărat la chestia asta cu bio. De ce? Pentru că noi chiar mâncăm și ducem în familie acasă, în copiilor voștri, produsele astea. Nu vreau să comentez despre ce se întâmplă pe hidroponic, dar eu n-am vrut să mănânc din hidroponic. Vreau să mănânc plante care au rădăcina adânc înfiptă în pământ. Da, e mai puțin. Și sunt hrănite natural și așa mai departe. Dar nu câștigi aceiași bani. Nu, e producția mult mai mică, câștigăm mai puțin, muncim mai mult, dar satisfacția e mult mai mare. Spun o chestie care poate n-ar trebui să o spun și poate o să o lași la montaj sau nu. E decizia ta. Sunt persoane care cultivă hidroponic și care îți spun în particular că e așa ceva nu duc acasă să mănânce. Și cu asta am spus tot. Absolut. Dar a lucra bio, a lucra doar organic, la o suprafață atât de mare înseamnă un volum de muncă enorm. Înseamnă o investiție cu toți pașii făcuți bine. Pași pe care poate da, e o securitate biologică pe care trebuie să o respecti. Acum noi am mers în paralel și cu finalizarea lucrărilor de infrastructură din jur. Ai văzut că se construiește depozitul. Da, chiar apropo, acolo în față va fi depozitul și acolo o să fie depozitul Frigo, o să fie două depozit frig, una pentru produse proaspete, una pentru produse procesate. O să fie locul unde vom procesa în viitor. Ce înseamnă procesa din punctul vostru de vedere? Înseamnă, eu știu, ce ziceam, dulceață de ardeiuț, zacuscă, ardeiuț când sucuri, vor fi în seară. Da, sosuri și așa mai departe. Magazin, o să avem un magazin de prezentare. Și cantină pentru muncitori. Cu o zi în urmă a plecat primii castraveți de aici din seară. Da, au plecat primele 500 de kilograme de castraveți. Pleacă și astăzi încă 500 de kilograme și de săptămâna viitoare probabil o să le livrăm 2 tone pe zi. În curând o să vină și roșiile din seara cealaltă. Ajungem și acolo. Mai multe soiuri de castraveți? Da, avem aici mai multe soiuri de castraveți. E și primul an în care vrem să vedem care se comportă mai ok. Avem și Fabio. Și eu, spre exemplu, nu am fost un mâncător de castraveți proaspeți. Adică nu mă dădeam în vânt după ei. Nu ai fost. Nu am fost și când au crescut primii, am gustat și wow, am zis ce crocanți sunt, ce buni. Ai redescoperit castravetele. Da, mie îmi plac foarte mult cei murați la soare și cei murați toamna. Ca un bănățan adevărat. Și ce e foarte interesant este că am dat la cineva care de obicei nu suportă la stomac castraveții și am mâncat și a zis, băi, de la ăștia n-am nimic, super ok.
ceea ce am zis, ia uite frate, începem să producem chiar medicamente. Să da, domnule, să fie așa. Deci căutați încă, sunteți pe calea căutării soiului care se pretează cel mai bine aici. Da, da. Uite, dacă te duci în comerț și pui mâna pe castravetele din comerț, hai că învăț și eu încet, încet, da. O să vezi că e ok așa, e foarte lucio, adică, nu știu... Aspectos. Nu, că și astea sunt aspectos, dar dacă pui mâna pe ăsta, te înțeapă. Păi stai că îl iau, adică nu, uite, are, mă și... Cum să zic? Uite-le aici. Uite-le aici, îmi dai voie, da? Să iau primul castravete din cultura de astăzi. Deci te înțeapă, are țepi, adică ăsta e castravete, nu... Și tare și sănătos, deci cred că... Te recomand să și guști. Măi, trebuie să recunosc că sunt una dintre persoanele de pe care aminteai mai înainte, nu suportă păi castraveții, uite, dar o să văd. Ca în reclamele acelea. Da? Da. Pentru orice există un început, nu? Foarte bun. Ai regretat vreodată că ai renunțat la administrație? Pentru ceea ce faci acum? Tot un fel de administrație, dar pentru mine. Stai că nici n-a început, să vezi ce greu acum începe cu legăturile, da, cu toate celelalte, da, aspecte, de la marketing până la... Nu, administrația care îmi place, am învățat-o atâta timp și... dar îmi place și mult acest hobby devenit, sper eu, meserie împreună deja cu asociații și prietenii mei, un lucru pozitiv. Oameni buni, miroase castraveți. Un miros care nu cred că nu l-am mai avut de când eram și eu pe... De când erai mic. Da, prin satele bănățene pe aici. Ce suprafață aveți aici la seara de castraveți? Asta de castraveți e vreo 5.000 și ceva și cea de roșii vreo 7.000 și ceva. În total sunt vreo 12.600. Nu prea mai sunt mulți în partea asta de țară cu asemenea seră. Bio, na, da, bio e... E cea mai mare. Da, nu știu dacă e cea mai mare, dar suntem puțin cu bio și... sper ca și emisiunea urmărită de telespectatorii tăi să constituie un nou prilej de a promova ideea de bio. Da, de bio adevărat, pentru că trebuie sănătos. Să spun aici, e doar îngrășământ organic, doar gunoi, nimic altceva și practic nici tratamente nu se fac, din câte văd, nu? Da, nu. Facem doar cu chestii verificate, adică suntem mega supravegheați de către un organism specializat în chestia asta și nu... Nici nu vrem, oricum nu... Vrem noi să fentăm. La seara de paradise, de roșii, de tomate, cum vrei să le spui, și acolo încercări pe mai multe soiuri? Da, și acolo o să avem și sherry și roșii clasice. Vrem să colaborăm cu, chiar astăzi a fost domnul profesor Șumolan de la Universitatea de Științe Agricole, cu care am o, chiar o relație de prietenie și e un important suport și dânsul a fost diferite schimburi de idei pe care le-am avut. E poate cel mai mare cunoscător al roșilor, da, da, și asta. Chiar vrem să avem o colaborare cu Universitatea de Științe Agricole, să facem chiar și un mic loc în care ei cu specialiștii care l-au să facă diverse încercări. Studii și încercări și cercetări. De ce castraveți și roșii? De ce nu ardei, dovlecei, vinete? Nu știu. Așa am decis eu și prietenul meu, Nelu, în perioada asta de început să începem așa. Ne-am consultat și cu tehnologul pe care îl avem, un bun copil, nu mai copil, dar zic eu copil, de la, tot de la elev al domnului Șumolan și am zis hai să încercăm tura asta așa. Revenind la investiții. Oricum, cu roșii vrem să rămânem, că nouă ne plac roșiile. Revin la investiții. Am văzut o adevărată uzină între cele două serii, de la pompele de apă până la pompele de căldură. Da, de la... urmează să fie legate. Toate sunt, din păcate, în România nu se mai produc instalațiile astea, echipamentele astea. Am luat din Olanda, care sunt unii dintre cei care au transformat, să zic așa, în operă de artă noțiunea asta a serelor. Da. Pentru că, sigur, din antichitate, încă de pe vremea împăratului Tiberius, sunt primele însemnări legate de seră, au apărut apoi în secolul XIV, prin Coreea, apoi mai târziu în Anglia și Olanda, deci, în secolul XVII, secolul XVIII au fost deja celebrele spații protejate de la grădinile din Versailles și ușor, ușor au evoluat lucrurile spre zilele noastre, trecând prin miraculoasa Japonie și ajungând, sigur, în Statele Unite și
peste tot, unde chiar și George Washington avea o seră unde cultiva diverse chestii. Documentarea asta în perioada birocrației de la actualul proiect? Nu, mie îmi place să studiez știu toată istoria lucrurilor care mă preocupă. Încălzirea cu gaz, pe electric? Încălzirea este cu gaz. Noi partea electrică o să o avem pe panouri fotovoltaice. Urmează să le instalăm când e gata. Parte din proiect sau suplimentar? Nu, e strict proiectul care îl avem. Totul e pe proiect. Deși avem între sere țeava de înaltă presiune de la gaz, n-am reușit să ne conectăm la ea pentru că sunt niște condiții mai speciale legate de asta. Conducta de gaz trece pe lângă sere. Printre serele astea trece conducta printre care duce la Timișoara și alimentează orașul. Și practic voi ați luat gazul din sat de la Șag. Și noi ar fi trebuit să luăm din Șag și pentru că nu ne-a permis bugetul, să mergem momentan pe GPL. Și vezi chestia asta în România. Dar de ce Dumnezeu dacă ai un izvor de apă și trebuie să mergi la supermarket să cumperi apă îmbuteliată, că n-ai voie să-l iei? Bine, am făcut o metaforă acum. Poate că cineva se va gândi la lucrurile astea și va da acces la resursele. Când o să ajungem oameni normali? Cred că după cum se vede în jurul nostru, mai e mult. Da, am mai dat și la persoane fizice produsele noastre și vrem să ne promovăm cu ocazia asta diferența asta de gust. Și am fost foarte, foarte bucuros când am văzut oameni care m-au căutat și mă caută în continuare, îmi scriu. Păi, și astăzi mi-au scris o grămadă. Hai să recunosc că de câte luni încerc să ajung la tine? Pe Facebook, da? Că au gustat și ne-au pus înregistrări cu copiilor care cer, mama, vrem castraveții care ne-a dus. Alții își pun poze cu rețetele care le-au gătit cu castraveți, dar îți dai seama ce o să fie când o să fie gata roșiile acolo, o să fie delir. Hai, hai. Nici nu vreau să mă gândesc cum îți va suna telefonul și cum vei face față la toate asta chestiile bucur, astea. Asta e o chestie faină. Care a fost cea mai grea perioadă a implementării acestui proiect? Perioada birocratică. Când vezi că nu crește practic nimic, doar teancul de hârtii și de avize și de aprobări, de telefoane, de deplasări la instituții, explicații. Și am avut și avantajul, repet, că știam harta instituțiilor și unde sunt ele dispuse în oraș. A fost crunt și poate odată o să vorbim despre părerea mea legată de forma în care ar trebui să fie modificate procedurile pentru ca oamenii să aibă un acces mult mai facil. Și de fapt prin oameni și prin administrații locale, prin companii, prin investitori, fonduri europene să se dreneze spre România. Adică cred că ăsta e scopul principal. Suntem noi mai catolici. Folosind termenul de drenat în sens nepeorativ, evident. Adică depinde doar de noi? Aici. Da, depinde doar de noi. Părerea mea că doar de noi. Adică din ce am văzut eu, doar de noi. Deci, doar de statul român. Cerințele sunt ale Uniunii Europene clare și noi nu știm să le punem pe hârtie. Părerea mea că statul român complică excesiv lucrurile astea din diverse motive, unele poate obiective, altele subiective, dar forma finală a lor e ideea că ele sunt complicate și trebuie să ai nervii tari ca să mergi înainte. Promit că o să revenim. Adică procedurile, am mai spus și unor directori de instituții descentralizate, procedurile astea totuși nu sunt tablele lui Moise bătute în piatră de Dumnezeu. Adică sunt făcute de oameni și pot fi modificate în așa fel încât ele să fie facile, ușor de înțeles, ușor de motivat omul ca să poată să meargă înainte. Chiar dacă stresul pe care îl vei trăi aici în următoarele luni și în următorii ani va fi mai mare pozitiv decât cel din administrație, asta vreau să spun și eu, îți doresc să fie pozitiv, îți doresc să rămâi cu zâmbetul pe buze, așa cum ne știm noi de mulți ani de zile, și promit să revenim la o discuție mai amplă, așa, după ce încep să sedimentez tot ce. Și niște oameni care stau în seră. Deci e o seră bio, dar în care am nu. Am vrut să zic saună, am zis seră. Nu e saună, e seră, da. E o seră absolut adevărată și, stimați respectatori, credeți-mă că mi-aș dori să pot în drumurile mele să găsesc oameni care pun patimă, pun dragoste în ceea ce fac și trec peste toate greutățile astea cu care sau de care ne lovim în fiecare zi. Am ajuns și în serele de roșii, nici nu le vedem capătul și totuși pustiu. Și nu mai lucrează pe aici. Păi,
se lucrează dincolo acum la Castraveți, s-au și-au făcut treaba doamnele aici, pe ziua de astăzi. Și totuși cineva lucrează. Cineva lucrează, bondarii lucrează, polenizează, polenizarea e cu ei făcută, adică natural, nu cu substanțe chimice și cu alte. Și bondarii aduși de afară. Da, acum mulți mă întrebau de ce nu cu albine, pentru că albinele nu sunt doritoare de flori de roșii, adică nu le plac florile de roșii și sunt mult mai agresive. Bondarii sunt foarte prietenoși, foarte liniștiți, își fac treaba. Și spuneam că nu vedem capătul, într-adevăr o imensitate aici de seară și nici nu vreau să mă gândesc cât de lucru. Da, e foarte mult de lucru, dar ce e pe lumea asta valoros dacă nu și muncești? Da. Să înțeleg că ți-e mai drag aici decât dincolo. Roșiile sunt mai aproape da, de... Da, eu sunt fan roșii, îmi plac foarte mult. M-am dus la toate expozițiile și festivalurile care s-au organizat în Timișoara. De aici prieten cu Șumălan, da. De roșii. E o comunitate care are tot felul de soiuri. E o doamnă care are 300 de soiuri de roșii, adică chestii interesante. Natura a fost foarte generoasă cu planta asta și a făcut-o să fie truchipată în mii de soiuri. Și văd producție frumoasă, cel puțin pentru început. Da, noi o să avem vreo 5 feluri de sherry în partea aia și vreo 5 soiuri de roșii în partea clasice, să zic, în partea asta. La sfatul cui ați ales aceste soiuri? Am discutat cu tehnologul nostru, am discutat cu alții și mergem pe mai multe variante, tocmai pentru a anul ăsta e așa și de antrenament, să vedem. Păi ca de fiecare dată, într-o chestiune nouă, primul an este că nu întotdeauna neapărat cele mai... Adică, din păcate, nu te poți duce în supermarket, în comerț cu roșiile la acelea mari, că nu le ia supermarketul. Bun, dar acolo mai scrie și bio și înseamnă ceva. Da, bio e ce trebuie, ce ar trebui să fie. Să sperăm și știm. Ca în orice business, ca în orice afacere, pentru că aici deja vorbim de acest lucru pe lângă pasiune. Înseamnă și proaspăt. Da. Produs local, proaspăt, e o chestie foarte importantă, pentru că cele care vin de dincolo își petrec o mare parte din timp pe drum și își pierd din... Să înțeleg că desfacerea oarecum își are canalele pregătite? Da, evident, a trebuit să facem lucrul ăsta și sigur că ne vom strădui să oferim și altora, eu știu, în funcție de apetitul pentru aceste produse bio, marfa noastră. E vreo chestiune care ți-ai fi dorit-o implementată și să o vezi în proiectul ăsta și n-ai reușit să o faci până acum așa și ți-o propui pentru... Da, sunt diverse lucruri pe partea de procesare, de ambalare, pe care nu le-am știut de la început, bun, dar le adaptăm, în construcție, le adaptăm din mers. Important e să reușim să închidem lucrurile astea. Repet, cei de la AFIR, domnul director bucătarul, e un tip căruia îi dau toate aplauzele mele pentru aplecarea spre client, dacă pot să spun așa. Și depinde și când vrei, vezi pe cineva care chiar vrea să facă, știi? Că mai sunt mulți. Da, nu, dar sunt oameni care într-adevăr fac diferența în instituții și în firme, în societate în general. Am tot respectul pentru ei. Adrian Orza, să-ți dea Dumnezeu să te bucuri de ceea ce ai clădit aici și să te bucuri și pe masă și tu și noi de toate produsele astea sănătoase. Să ne fie de bine. Să dea Dumnezeu. Să fim sănătoși.